Criza politică nu afectează majorarea punctului de pensie. Cel puțin așa de asigurări ministrul demisionar al muncii, Lia Olguța Vasilescu. Ea a anunțat că ordonanța de urgență pentru majorarea pensiilor cu 9% până la 1000 de lei dată de guvernul Grindeanu încă din luna martie va intra în vigoare de la 1 iulie. Vreau să fac un anunț pentru că am văzut că este o îngrijorare cu mărirea de punctului de pensie de la 1 iulie cu 1000 de lei. Dacă se mai face sau nu, vreau să vă spun că ordonanța de urgență este dată din luna martie, ea intră în vigoare de la 1 iulie, nu este niciun fel de problemă, mărirea de pensie este exact așa cum am promis-o în programul de guvernare. Ideea este că noi am aprobat încă din primul trimestru tot ce înseamnă majorări de pensii, deci nu sunt niciun fel de probleme. Declarația Liei Olguța Vasilescu vine după ce oamenii și-au exprimat îngrijorarea că situația actuală de pe scena politică ar putea bloca măsura de creștere a pensiilor. Ordonanța de urgență privind majorarea punctului de pensie a fost adoptată la sfârșitul lunii martie, în ciuda avertismentului transmis de Reza Bagir, șeful Femei la București, care a atras atenția asupra deficitului bugetar în creștere și a spus că România este țara UE cu cea mai mare majorare a deficitului bugetar structural. La acea dată, Lia Olguța Vasilescu preciza că nu se pune problema amânării creșterii punctului de pensie și nici a amânării legii salarizării unitare sau a celorlalte măsuri asumate prin programul de guvernare, argumentul fiind acela că toate prognozele în ceea ce privește România în ultimii ani, atât ale Comisiei Europene cât și ale femeii, au fost greșite. Ea preciza atunci că măsurile se bazează pe analizele Comisiei de prognoză, care nu a greșit niciodată până acum și după estimările făcute împreună cu specialiștii PSD.